Vom citi în continuare din Epistola către Evrei, capitolul 3, de la versetul 12. Evrei, capitolul 3, de la versetul 12. Lua seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Așa cum am auzit, stăruim din nou și subliniem că problema numărul unu pentru omenire astăzi este păcatul. Astăzi lumea, omenirea, se confruntă cu multe probleme grele. Sunt calamități naturale, inundații, incendii, secetă, tsunami, cutremure devastatoare, crize de tot felul, economice, financiare, crize foarte grele, cum nu s-a mai petrecut pe pământ. Terorism, războaie civile, revolte populare, nu mai spunem despre inundația aceasta, invazia drogurilor, a prostituției, a sodomiei, tot felul de probleme, nu știi despre care să spui că e cea mai grea dintre ele. E bine, problema cea mai mare care este pe pământ astăzi, problema cea mai grea în societatea umană, problema problemelor, este păcatul. Apoi, în familii, problema numărul unu din familiile generației noastre este păcatul. Câte bătăi, câte certuri, câte lacrimi sunt în familii, este jale în atâtea case. Sunt tragedii de nedescris, sunt abuzuri și violențe de neimaginat. Dar problema numărul unu din familii este păcatul. Problema numărul unu pentru cel credincios este păcatul. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm toți câți am fost izbăviți cu mână tare din robia diavolului este păcatul. Cea mai mare problemă pentru oamenii lui Dumnezeu a fost și este păcatul. Problema numărul unu pentru Avram, părintele tuturor credincioșilor, a fost păcatul. Problema numărul unu pentru Moise, marele eliberator și arhitectul iudaismului, a fost păcatul. Problema numărul unu pentru David, cel care a întemeiat o nouă dinastie regală în Israel și a fost omul după inima lui Dumnezeu, a fost păcatul. Problema păcatului este cea mai importantă problemă pentru lume? Este cea mai importantă problemă pentru familii? Este cea mai importantă problemă pentru biserică? Dar este și cea mai importantă problemă pentru Dumnezeu. Problema păcatului este problema cea mai crucială care a solicitat cel mai mult însăși dumnezeirea. Nimic nu a solicitat mai acut, mai dureros, mai profund și mai costisitor pe Dumnezeu decât păcatul. Este o expresie în popor, o expresie falsă. Dumnezeu este bun și mă va ierta, pentru că asta e structura lui, să ierte și să iubească. El nu poate altfel. Lângă Dumnezeu este un burete și când Dumnezeu vede și este impresionat de anumite fapte bune pe care le fac, atunci Dumnezeu șterge cu buretele păcatele pe care le-am făcut și astfel îmi rezolvă problema păcatului. Nici pe departe nu este real lucrul acesta. Problema păcatului a fost așa de încălcită și atât de gravă încât n-a putut fi rezolvată nici de Dumnezeu cu toată puterea, cu toată înțelepciunea și cu toată bogăția cunoașterii lui. Dumnezeu a trebuit să ia, așa cum am auzit mai înainte, din cauza păcatului, pe însuși preiubitul său fiu,
și să-l facă blestem și să-l facă păcat, iar fiul său să strige în disperare când era atârnat pe lemn: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu, nu există ceva mai devastator, ceva mai grav, mai serios, mai costisitor în lumea noastră ca păcatul. Și vom cugeta în continuare legat de această idee care a fost pusă înaintea noastră de Domnul prin fratele. Vom cugeta în continuare la alte câteva lucruri legate de păcat. În primul rând, vom cugeta la faptul că păcatul înșală. Înșelăciunea păcatului, așa cum am citit. În al doilea rând, vom cugeta puțin la faptul că păcatul distruge, distrugerea păcatului. Și în al treilea rând, vom mai relua puțin și vom mai sublinia pentru a face și mai real în fiecare dintre cei care suntem acum aici, nevoia urgentă a fiecăruia dintre noi să scape de păcat și de urmările lui. Nevoie urgentă, nevoie imediată, nevoie care este nevoia numărul unu. Primul lucru pe care îl înțelegem și din textul pe care l-am citit din cuvintele inspirate din această epistolă este că păcatul înșală. Nimic nu este mai înșelător. Nimic nu apare mai deghizat. Nimic nu se camuflează mai abil ca păcatul. Păcatul se prezintă în culorile cele mai plăcute, se oferă prin promisiunile cele mai fascinante și ni se prezintă în plăcerile cele mai rafinate. Când diavolul a venit la Eva prima dată și a spus: uite pomul ăsta, fructul lui, te poate face să fii ca Dumnezeu. Pomul era plăcut la privit și bun la gust, era seducător. Și Eva a mâncat și a dat și lui Adam. Dar dacă ar fi știut Eva atunci că din cauza acelui păcat, peste câțiva ani, va sta cu Abel, propriul ei copil, în brațe, într-o baie de sânge, dacă Eva și-ar fi putut imagina toate crimele făcute de-a lungul veacurilor din cauza păcatului ei, dacă Eva ar fi putut să vadă atunci, de-a lungul istoriei, toate atrocitățile, toate samovalniciile incredibile pe care bestia umană le va face, nu și-ar fi smuls ea părul din cap? Oare n-ar fi urlat de groasă? Oare n-ar fi fugit cât ar fi putut de tare de păcatul acela? Iubiților, rețineți treaba aceasta. Păcatul este seducător. Păcatul este dulce ca mierea, dar până la urmă, păcatul este amărăciune, lacrimi, moarte și chin. Și nu orice fel de chin, ci chin veșnic. Păcatul se deghizează și înșală. Și în primul rând, păcatul înșală pe alții. Păcatul minte pe alții. Poate că ați trăit, suntem aici multe suflete, nu știm care vă este statutul spiritual înaintea lui Dumnezeu, dar poate că ați trăit în tot felul de fapte firești toată săptămâna. Și duminica veniți la biserică, veniți la adunare, dați mâna cu frații, iar dumneavoastră, doamnelor, sărutați pe surori și unii sau unele vă întreabă: ce faceți, frate, sau ce faceți, soră? Bine, slavă Domnului, bine. Ați mințit și e bine. Ați avortat și e bine. Ați vorbit de rău și e bine. V-ați certat cu soția, cu soțul, cu copiii, cu vecinii și e bine. Pozați că aveți o viață, că trăiți o viață sfântă și căutați să induceți în alții minciuna că este bine cu sufletul dumneavoastră și nu e bine. Asta face păcatul. Minte pe alții. Un mic exemplu. Sunt multe exemple de dat aici, dar un mic exemplu. Este peste tot în lume, astăzi mai mult ca oricând parcă, această sete după nuditate.
Înțelegeți ce înseamnă asta. Este această obsesie bolnăvicioasă la unii bărbați, dar nu numai la ei, să se uită în reviste care prezintă trupuri dezbrăcate, să viziteze site-uri pe internet, să vizioneze filme fierbinți. O patimă nenorocită să fie atras de imagini murdare, să strănești sufletul cu tot felul de obscenități. La început pare fascinant. Și dacă nu reușești să renunți, nu mai poți scăpa. Te pângărește, te murdărește, te înrobește, te face dependent, creează dependență. Mai mult, te îndobitocește. Și în casă te porți cu soția ca cel mai iubitor soț. Sau dacă ești copil, te porți cu părinții, le dai respect și de unde să bănuiască soția sau părinții de lucrul acesta. Păcatul minte și păcatul minte și înșală pe ceilalți. În al doilea rând, păcatul nu numai că minte pe alții, ci păcatul te minte pe tine însuți. Minte pe alții și te minte pe tine. După ce v-ați prezentat înaintea altora cu anumită mască, începe să credeți că masca aceasta este fața dumneavoastră reală. Chiar o credeți că ăsta este chipul. Asta face păcatul. Păcătuiești și zici, nu am păcat. V-ați prezentat înaintea altora atât de mult cu această mască, încât dumneavoastră ajunge să vă convingeți pe dumneavoastră că e totul în ordine în viața dumneavoastră. Și nebunie este să credeți propria dumneavoastră minciună. Și cuvântul spune, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Asta face păcatul. Păcătuiești și zici, nu am păcat. Ajungi să te minți singur pe tine însuți, ajungi să te înșeli singur. Eu sunt creștin, domnule, eu sunt un om cum să cade, eu sunt un om de treabă. De ce? Pentru că păcatul este înșelător, pentru că păcatul este seducător, pentru că păcatul te face să justifici răul din viață. Ați justifica păcatul. Ați scuza păcatul, a găsi îndreptățiri pentru practicile tare murdare, asta e ce face păcatul. Te minte pe tine însuți și te duce la nebunie. Nebunie, dar nu acea nebunie care trebuie tratată la spitalul central, ci nebunia care disprețuiește și desconsideră legea morală a lui Dumnezeu, care este legea numărul 1 în universul acesta. Cele 10 porunci sunt criteriul pus la îndemâna noastră, sunt dreptarul în fața căruia noi trebuie să stăm. Pentru toată lumea sunt valabile aceste porunci. Acesta este legea numărul 1, legea morală numărul 1 univers. Nebunie este să calci legea lui Dumnezeu. Și după ce o calci, să pretinzi că totul este bine și că va fi bine. Asta e nebunie. Minți, furi, avortezi, te îmbeți, urăști, te ceri cu toată lumea, trăiești fără să ții cont de Dumnezeu, ai alt Dumnezeu, nu pe Dumnezeul viu și adevărat. Și spui, sunt un om cum să cade, eu merg în cer. Asta e nebunie. Asta face păcatul. Te înșală pe tine însuți. În al treilea rând, în perversiunea lui, păcatul minte pe alții, păcatul te minte pe tine însuți și păcatul îl minte pe Dumnezeu. Parcă ți-e și frică să spui așa ceva, dar este o realitate. Păcatul îl minte pe Dumnezeu. Din nou, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Parcă nici nu poți să mai rostești cuvintele astea. Nu este așa că vine Dumnezeu și caută să ne convingă că a sta mereu în fața televizorului îți murdărește cugetul? A sta mereu în fața imaginilor desânțate este foarte dăunător și Duhul lui Dumnezeu îți spune, stingi televizorul, renunță omul! Sau sunt atât de multe practici rele pe care le ai, poate paharul de alcool,
Poate minciuna, poate gelozia, poate mânia, poate răutatea, poate iubirea de bani, poate iubirea de lume. Și Domnul spune, nu e bine ce faci. Oprește-te, renunță. Și tu zici, nu este adevărat, e bine, îmi place, mă simt bine, nu este nimic rău, mă împlinește, mă simt confortabil. Și încep să discut și încep să negociez cu însuși Dumnezeu în a justifica păcatele, practicile necurate, practicile păcătoase, lucrurile rele și să mai crezi și crezi că nu e nicio problemă. Iubiților, păcatul este problema numărul 1, dar câți văd lucrul acesta? De ce nu-l văd? Pentru că păcatul este înșelător și mai ales ce înșală pe tineri, pe adolescenții aceștia care abia pășesc în viață. Cât de subtil, cât de subtil le strecoară tot felul de gânduri și tot felul de dorințe ca să se îndrepte spre păcat și să părăsească teama de Dumnezeu. În al doilea rând, spuneam că păcatul distruge. Dacă în primul rând păcatul înșală, în al doilea rând păcatul distruge. Păcatul a început să se prezintă în luminile cele mai strălucitoare, în culorile cele mai atrăgătoare, dar după aceea aduce amărăciune, după aceea aduce tristețe, după aceea aduce lacrimi. Totdeauna se întâmplă lucrul acesta, mai devreme sau mai târziu, aduce ruină pe care nici măcar nu putem cuprinde în adevărata ei dimensiune. Și primul lucru pe care îl face păcatul, în special în viața unui copil de credincios sau unui om evlavios și are oarece teamă de Dumnezeu, este bucuria. Păcatul distruge bucuria. Când David a păcătuit, știți care a fost primul lui strigăt după trezire? Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pentru că chiar dacă se prezintă strălucit și izvor de feliselie și fericire în viață, păcatul îți lasă în urmă tristețe și amărăciune. Nu poți să fii și obsedat de lucrurile lumii sau de plăcerile trupului și să fii și cu Domnul și cu bucuria lui. Păcatul distruge bucuria și cel mai mizerabil om nu este bețivul care este robul alcoolului, bea, cade pe sub băni, pe sub mese, se trezește și iarăși bea. Nu acesta este cel mai mizerabil om, ci cel mai mizerabil dintre toți oamenii este copilul din familia creștină care este suficient de temător de Dumnezeu ca să nu se poată bucura de păcat, dar care nu este suficient de sfânt ca să poată birui păcatul. Este viața de compromis pe care o ducea odinioară Lot în Sodoma. Știm despre Lot, scârbit de Sodoma, neprihănitul Lot își chinuia sufletul acolo, dar în același timp Lot nu făcea mișcarea aceea radicală să se smulgă din acel oraș murdar și din acea societate murdară și să trăiască mai degrabă sărac, dar departe de stricăciunea Sodomei, pentru a avea bucuria mântuirii. Pot fi aici în sală inimă împovărată, și o inimă împovărată de păcat este o inimă care n-are bucurie. Și dorința noastră în această dimineață pentru toți cât sunteți aici este ca Domnul să vă spele cu sângele Lui. Să ieșiți de aici plin de bucuria Domnului și când vă întâlniți cu alții să vă radieze fața de bucurie, încât acei alții să vă oprească și să vă întrebe, dar ce s-a întâmplat? Nu cumva ai câștigat lozul ăla de 11 milioane de euro? Așa de fericit să fii când realizezi că toate păcatele tale sunt spălate, că ai primit o iertare deplină prin puterea jertfei Domnului Hristos prin credință. Un om care trăiește în păcat nu are bucurie. Nu vă mirați că sunteți triști, încruntați și nemulțumiți și mereu cârtiți și mereu sunteți revoltați împotriva unora sau altora. Nu vă mirați. Asta e lucrarea păcatului. Păcatul vă ia bucuria. Păi păcatul nu numai că distruge bucuria, dar păcatul îți distruge sănătatea. Spune și fratele ceva mai înainte, doar să punctăm puțin lucrul acesta. Cel care păcătuiește și nu vrea să renunțe la păcatul lui, pierde bucuria, apoi pierde sănătatea. O bună parte din suferințele și bolile prin care trece omul sunt din pricina păcatului.
finală, în ultimă instanță, sigur, toate bolile sunt din cauza păcatului, dar sunt anumite boli care sunt în mod direct legate de păcat. Dacă suntem mereu nervos și agitat, dacă nu suntem ajutat de Duhul lui Dumnezeu să ne stăpânim nervii și emoțiile firești, suntem un om în suferință, fie la nivelul fierii, fie la nivelul stomacului, fie la nivelul intestinelor, fie la nivelul inimii, și repede, repede te trezești cu ulcer, cu nevroză, cu tot felul de boli. Multe din bolile de astăzi sunt produse de trei factori: alimentație nerațională, fumat și stres. Îmbuibarea este păcat. Fumatul este păcat. Îngrijorarea este păcat. Cu fiecare stres, cu fiecare tensiune, cu fiecare noapte în care ne învârtim și ne perpelim în așternut pentru că nu ne lăsăm și nu ne abandonăm în mâna Domnului plin de încredere, nu facem altceva decât să mai adăugăm încă un cui la sicriul nostru. Sigur, nu toți suntem bolnavi datorită păcatului, nu, dar fiecare dintre noi trebuie să întrebăm pe Domnul: Doamne, boala mea este din cauza vreunui păcat pe care l-am făcut? Spunea psalmistul: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Apoi păcatul distruge puterea sau anihilează puterea rugăciunii. Cei care vă jucați cu păcatul, cei care își căpătați de amândouă picioarele, să știți că nu este nimic mai tragic în această lume decât să credeți că puteți fi și cu diavolul și cu Domnul Iisus. Decât să credeți că puteți fi și cu lumea și cu Domnul Iisus. Nimic nu este mai devastator, pentru că vine vremea, mai repede decât vă imaginați, când ați dat tot ce aveți mai bun în lume, numai ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. Dumnezeu nu vă poate asculta rugăciunea, nu din cauza faptului că urechea lui s-a uzat și nu mai poate auzi rugăciunea dumneavoastră, nu din cauza faptului că brațul lui s-a slăbit și nu mai poate să intervină și să vă rezolve problema, ci din cauza faptului că între dumneavoastră și el s-a ridicat peretele impenetrabil al păcatelor dumneavoastră și rugăciunea dumneavoastră este împiedicată să ajungă la Dumnezeu. Păcatele dumneavoastră vă despart de Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Ce mai face păcatul? Păcatul distruge orice influență bună. Este nevoie să realizăm treaba aceasta, că nimic nu este mai contagios, nimic nu este mai molipsitor și nimic nu este mai infecțios ca păcatul. Dacă v-a scăpat gura și a spus o snoavă, o glumă sau un limbaj laic, un banc copiilor dumneavoastră, a spus ceva ambigu și copiii au izbunit în hohote de râs, nu trebuie să repetați a doua oară bancul sau gluma ca să fiți sigur că l-au reținut copiii. Pentru că copiii l-au prins imediat. S-a lipit de ei ca cel mai puternic lipici. Un lucru bun, e nevoie să-l repezi mereu și mereu și mereu copiilor, în speranța că se va lipi de copil. Dar păcatul este altfel. Păcatul este molipsitor. Păcatul este contagios. Mai contagios decât orice. Un exemplu cutremurător, un exemplu biblic. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este o carte excepțională. Ea prezintă pe oamenii lui Dumnezeu cu bunele lor, dar și cu relele lor, cu păcatele lor, dar și cu realizările lor. Avram este părintele tuturor celor credincioși. Este numit prietenul lui Dumnezeu. Cine a mai avut credință ca Avram? Marele bărbat al credinței, Avram. Bine, Avram ajunge în Egipt și în Egipt spune o minciună. Spune că Sara este sora lui. Un adevăr pe jumătate. Sara era sora lui vitregă, dar era în același timp și soția lui. Și el spune doar: Sara este sora mea. O jumătate de adevăr, o jumătate de minciună.
Ascultați cu atenție toți cei care vă jucați cu păcatul, care vă jucați cu adevărul. Un adevăr spus pe jumătate este totdeauna o minciună 100%. Isaac, copilul lui, minte, domnul. Parcă e tras la indigo fapta lui Isaac. Identica și tatălui. Dar el minte nu pe jumătate cât a mințit tatălui Avram, ci minte în întregime. Pentru că acum Rebeca nu mai era sora lui, cum se întâmpla cu Avram, ci Rebeca e clar numai și numai soția lui. Și spune despre tot așa într-un moment de criză, într-un moment critic din viață, într-o o conjunctură dificilă, el spune despre Rebeca că este sora lui, așa cum făcuse tatălui înainte. Înțelegem ideea aceasta? Păcatul este ca o pată de ulei care se întinde și se întinde. Dacă cumva aici, în paharul acesta, n-ar fi apă, ci ar fi benzină. Nu-i așa că aburii, vaporii de benzină s-ar răspândi peste tot și din oricare colț al acestei încăperi ar simți repede că e benzină aici, încăperea aceasta? Așa e păcatul. Tu zici, l-am făcut aici și nu contează, sau l-am băgat, păcatul este aici într-un colț din inima mea, dar în restul inimii mele e sfințenie. Nu-i adevărat? În toată inima ta s-a împrăștiat păcatul ăla. Nu poți să vii pe legea compensării. Eu am păcătuit aici, am greșit, dar am să fac ceva bine și să compensează. E mult mai mult binele pe care îl fac eu. Nici vorbă de așa ceva. Iubiților, păcatul este păcat și păcatul se întinde și pătrunde fără să ai nicio posibilitate să limitezi întinderea lui, influența pe care o exercită păcatul pe care tu îl faci. Și Isaac transmite mai departe microbul minciunii. Cui îl transmite Isaac? Pe fiul său Iacov, care nu este forțat de împrejurări, care nu se află într-un moment de criză când este viața lui în primejdie, ci care era bine mersi acasă cu mama lui și își confecționează băiatul, fiul lui Isaac, niște piei de ier, le pune pe mâine, îl ajută și mama la asta și merge înaintea tatălui său care era bătrân și nu mai vedea și spune: eu sunt Esau, nu era Esau. Observați, minciună pe jumătate la bunic, minciună 100% la tatăl și apoi la nepot, minciună perversă, făcută cu sânge rece, lucrată în detalii împreună cu mama lui. Și uitați-vă acum la Iacov, în continuare, Biblia e minunată, Biblia, că ne ajută să ne deschide ochii, să ne dăm seama. Iacov l-a mințit pe Isaac, l-a mințit. N-avea motive să-l mie, cât ca să par bine, să ia mai multă din averea pe care o avea tatăl său. Și l-a mințit pentru profit. Copilul Iacov îl mint pe el. 10 din copiii lui Iacov fac un complot și îl vând ca rob pe fratele lor cel mai bun, cel mai sfânt dintre ei, pe Iosif. Și ca să-și acopere invidia, să-și acopere răutatea inimii lor, vin cu una dintre cele mai profesioniste minciuni. Iau haina lui Iosif, o murdăresc în sângele unui țap și o duc tatălui pentru a-l face pe bătrânul acesta cu inima sfâșiată vreme de 15 sau 30 de ani să creadă o minciună și care plătește așa de scump păcatul străbunicului, păcatul bunicului și păcatul lui, plătește adânc crezând că Iosif a fost sfâșiat de fiare. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Ce moștenire lăsăm? Nu putem să pozăm, nu putem să facem slalom cu viața noastră spirituală crezând că putem trăi și face orice. Nu! Ce lăsăm moștenire copiilor noștri? Minciună? Mânie? Dorință după bani, beție, curvie, fumat, înjurătură, vorbe rușinoase, ceartă, pismă, răutate, procese interminabile pentru o bucățică de pământ sau pentru o cameră din apartamentul pe care îl locuiești, l-ai primit moștenire de la părinți și îl împarți și ceartă și procese împreună cu față de frații ceilalți. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Iubiților, păcatul distruge influența,
Și nu este vorba numai de sufletul nostru, ci este vorba de sufletul celorlalți care vin după noi, și cu fiecare generație acest păcat se amplifică, se rodește tot mai mult. Semănăm puțin și secerăm și culegem așa de mult. Să nu ne mai jucăm cu păcatul. Păcatul este devastator, păcatul este molipsitor, păcatul este contagios, păcatul se transmite în generațiile ce vin, păcatul îi afectează pe cei din jurul nostru, și mai bine să ne legăm o piatră de moară de gât și să ne aruncăm în mare, decât să facem să păcătuiască pe unii din acești micuți, spunea Domnul Iisus Hristos. Apoi păcatul distruge mărturia. Nu este așa că după ce v-ați certat cu soția de a auzi vecinii cearta din apartamentul dumneavoastră, nu vă mai puteți duce la vecin să-i spuneți despre Domnul Iisus sau să-l chemați pe vecin la adunare? Cum să te mai duci după ce auzi ceartă în casa ta? Nu este așa că după ce l-ai dat în judecată pe un vecin sau pe o rudă, pentru o bucată de pământ sau pentru altceva, nu-i mai poți spune nimic despre mântuirea pe care o oferă Domnul Iisus? Nu e așa că după ce ai făcut un păcat, de exemplu, ai mințit, trebuie să fii mare ipocrit, să-i mai pretinzi copilului să nu mai mintă? Nu e așa că după ce tu ești robul lumii și nu poți trăi decât practicând ce practică lumea, nu-i mai poți spune copilului tău să nu iubească lumea? Pentru dumneavoastră, oameni necredincioși, păcatul vă distruge drumul spre cer. Păcatul vă duce în iad. Păcatul vă duce mult mai departe decât ați vrut să mergeți inițial. Vă duce până în fundul iadului. Păcatul vă ține mult mai mult decât ați vroit să rămâneți în el. Vă ține o veșnicie. Și păcatul vă costă mult mai mult decât ați vrut să plătiți inițial. Păcatul vă costă viața veșnică. Păcatul vă costă cerul. Este oare cineva în sala aceasta acum, aici, așa de irresponsabil, așa de limitat, la minte să se mai joace cu păcatul? N-ar trebui să fugiți de păcat ca de ceva rău și să vă lipiți cu toată ființa de Domnul Iisus Hristos? Din nou, care este cea mai grea problemă, nu pentru omenire, ci care este cea mai grea problemă, cea mai mare problemă a dumneavoastră? Știți care este? Să vă vedeți starea, să vă vedeți păcatele. Asta e cea mai grea problemă și cea mai urgentă problemă. Cu siguranță că unii dintre dumneavoastră poate aveți nevoie de casă, alții dintre dumneavoastră aveți nevoie de un serviciu, alții dintre dumneavoastră aveți nevoie de sănătate. Sunt nevoi, sunt lucruri normale care sunt necesare pentru viața noastră biologică. Dar problema numărul unu, mai mare decât orice altă problemă, nevoia noastră acum, cea mai urgentă, este nevoia de a scăpa de păcat și de consecințele lui teribile. Este nevoia de a începe o viață nouă cu Domnul Iisus Hristos, de a sta înaintea crucii Domnului Hristos și de a-i spune Domnul Hristos: Doamne Iisuse, iartă-mă! Doamne, am mințit, am furat, am drăcuit, am curvit, m-am îmbătat, am făcut, Doamne, atâtea păcate, iartă-mă, Doamne, vin la Tine, pentru că Tu ești singurul mântuitor, singurul care mă poți scăpa de povara păcatelor, singurul care poți spăla sufletul meu de murdăria păcatului, singurul care mă poți scăpa de vinovăție înaintea lui Dumnezeu, singurul care îmi poți deschide ușa cerului, singurul care mă poți lua de mână și să pui mâna mea atunci când ajung în veșnicie, în mâna Tatălui Ceresc. O, câtă nevoie aveți! Și cea mai mare nevoie și cea mai mare problemă pentru dumneavoastră este să vă dați seama că sunteți păcătos. Domnul Iisus spune: Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Păi nu erau toți pierduți? Păi toți erau pierduți, dar nu se recunoșteau oamenii. Toți suntem păcătoși, dar unii se recunosc și vin la Domnul Iisus, iar alții nu se recunosc. Alții conștientizează vinovăția și gravitatea stării în care se găsește și alții nu conștientizează și merg râzând cu zâmbetul pe buze până la capăt și pășesc în veșnicie și se nenorocesc pentru vecii vecilor. Problemele sunt foarte serioase. Nici nu știm ce ton să folosim pentru a vă ajuta pe dumneavoastră aceia care încă vă jucați cu păcatul, care încă vă scuzați și vă îndreptățiți singur pornirile și apucăturile păcătoase.
înșelăciunea păcatului. Aici spune, printre altele, niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dacă astăzi refuzi și mâine refuzi și poi mâine refuzi, te împietrești în sufletul tău și oricât de multe cuvinte ai auzit din partea lui Dumnezeu, nu mai ești deloc sensibil la ele, nu le mai primiști, nu mai au niciun efect și te duci în iad. Domnul să facă, Domnul să facă să înțelegem grozăvia păcatului și să ne lepădăm de ea. Încheiați până nu vă pun o întrebare, dacă îmi permit. O să vin ca să mă auză toți? Sigur. Mai stați? Stai, băi, ce? Da? Vreau să fac pe scepticul de serviciu. Am auzit foarte, am fost foarte atent la ambele prezentări. Sunt un căutător sincer despre lucrurile reale și adevărate ale ființei umane în relația cu Dumnezeu. Mi s-a prezentat cât de negru este păcatul și adevărat, așa e. Comparând cu pianul care ne stă în față, mi s-a spus cât de adânc este negrul după pian, cât de profund și de neînlăturat de acolo este păcatul. Și întrebarea mea este, dacă Dumnezeu însuși, cum a spus mai înainte primul vorbitor, a văzut că în fiecare zi în inima omului se găsesc gânduri rele și îndreptate în fiecare zi la rău, întrebarea mea este, de ce am fost creați noi, ființele omenești, de creatorul pianului cu păcat? V-ați spus întrebarea asta vreodată? Uite, eu mi-o pun acum în public, în fața dumneavoastră, și aștept un răspuns. Să dai dumneavoastră răspuns. Nu. Haide, că te-ai pus întrebarea și dai răspuns. Eu sunt scepticul de serviciu. Eu întreb. Și mai întreb ceva. Categoric. Sunt convins că pianul ăsta e foarte negru. Dar are niște clape. El poate scoate niște sunete frumoase. El a fost conceput de un creator de piane, cunoscător de piane. De ce e el negru? De ce nu l-a făcut alb? Sau, dacă îmi place pianul alb, un Steinway alb, de ce l-am păstrat negru aici în față? Cum fac să schimb pianul negru într-un pian alb? Astea sunt întrebări esențiale pentru ființa mea omenească. Și aștept răspuns. Am așteptat cu mare interes răspunsul. Nu l-am aflat. Poate că data viitoare frații vi-l vor spune. Nu vi-l spun eu. Da, ideea este felul următor, că noi suntem păcătoși, noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu, să aducem slavă lui Dumnezeu, să fim pururea și în vecii vecilor cu Dumnezeu. Pentru asta a fost creat omul. A căzut în păcat, însă Dumnezeu în bunătatea lui n-a lepădat pe om și nu a renunțat la planul său și a pregătit un mijloc de salvare. Primirea Domnului Iisus Hristos înseamnă transformarea noastră, înseamnă naștere din nou, adică când îl primești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal, când tu crezi în Domnul Iisus Hristos, se întâmplă ceva, ești născut din nou. Nu, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă, nu să se numească, se face o transformare, să fie născut din Dumnezeu. Ești născut din Dumnezeu în momentul în care îl primești pe Domnul Iisus Hristos și atunci, când te-ai întors la Dumnezeu, când ai devenit o ființă nouă, firea veche rămâne în tine, ea naște în continuare gânduri rele, dar tu ai Duhul Sfânt care îți dă putere să biruiești toate aceste izvodiri păcătoase din lăuntrul tău și să trăiești în curăție spre slava lui Dumnezeu. Trăiești în curăție nu prin puterea proprie, ci trăiești în curăție prin puterea pe care o primești de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt care locuiește în tine și care te însoțește mereu în viață. Domnul să ne facă să înțelegem că păcatul nu este obligativitate, spunea fratele înainte, este o alegere. Alegi păcatul sau alegi sfințenia? Ce aleg eu? Ne-am născut păcătoși, ne-am născut cu o firere. N-a fost alegerea mea să mă nasc păcătoși. Da, n-a fost alegerea.
Dar alegerea mea este să fiu neprihănit. Da. Nu pot să. De ce să-mi face Dumnezeu bine? Că m-am născut păcătos. Găsiți-mi răspuns. M-am născut păcătos, dar Dumnezeu îmi oferă soluția de a birui păcatul și rămâne trăi fără păcat. Amin. Amin. Se pare că a spus în două minute mai mult decât s-a spus în toată predica. A răspuns foarte frumos.